Și corul Casei de Cultură Tudor Mușatescu a interpretat mai multe cântece bisericești care au încântat auditoriul. Am avut prezență în sală peste 500 de persoane care au venit să se bucure acum înainte de săptămâna patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să-și încarce sufletele, să le liniștească cu această muzică religioasă și cu pricezdele care au fost interpretate pe scenă. Un moment așteptat a fost oferit de Marcel Pavel. Pricesnele sunt cântece care se aud în bisericile ortodoxe în timp ce preoții împărtășesc credincioșii.